Slavă lui Dumnezeu! Stimată familie Hoffman, rude și prieteni, suntem bucuroși să vă salutăm în casa Domnului, ne bucurăm de bucuria dumneavoastră. Știm că încercați o emoție specială și că sunteți la un moment al vieții frumos. Aveți în față un viitor în care trebuie să vă creșteți și să vă educați acești doi copii pe care Domnul vi-a dat. Și ca biserică vă suntem alături, vă susținem în rugăciune și punem numele Domnului peste dumneavoastră. Cu această ocazie am vrea să citim din Biblie și să predicăm Evanghelia lui Dumnezeu, care conține comorile și principiile universale ale relațiilor interumane. Nu ne adresăm niciodată copiilor, pentru că un copil de 2 luni nu are capacitatea să înțeleagă ce noi spunem, dar ne adresăm părinților, fiind oameni mari. Încercăm în felul acesta să întărim instruirea și educația creștină, pentru ca familiile creștine copiii lui Dumnezeu să exceleze în creșterea copiilor și aceștia să ajungă oameni de ispravă când se vor face mari, în ciuda neputinței care există în om, în natura lui. În dimineața aceasta o să citesc din prima carte a Bibliei, respectiv din Geneza, capitolul 24. O să citesc un text care se citește și la nunți, dar se citește și la binecuvântări. Așa că vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Geneza, capitolul 24, versetele de la 1 la 8. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să jur pe Domnul, Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta, va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Amin. Reocupați-vă locurile, dragii mei. Avem o nouă ocazie să ne întâlnim și să avem o adunare sfântă în numele Domnului, o adunare în mijlocul căruia strălucește Dumnezeu. Dimineața aceasta suntem mai puțini. Două dintre formațiile bisericii, corul mic și corul de fete, împreună cu câțiva lucrători, câțiva dintre pastorii noștri, fratele David Mădus, fratele Sami Damșa, mai multe familii, îi însoțesc în Nashville, în Tennessee. Ne-am rugat pentru ei, pentru protecție și pentru binecuvântare în slujirea lor. Mai multe familii sunt plecate în România, alte câteva sunt la spital. Așa este viața. Urcăm, coborâm, dar indiferent dacă urcăm sau coborâm, direcția spre care mergem este înainte. În această dimineață aș vrea să mă opresc în dreptul afirmației făcute de Avram și să spun câteva cuvinte pe marginea acestei afirmații. Afirmația este următoarea: să nu duci pe fiul meu acolo. Predica mea vrea să spună următorul mesaj: este un loc unde copilul dumitale nu trebuie să ajungă. Este un loc unde copilul dumitale nu trebuie să ajungă. Dacă vei lăsa lucrurile după el, se va duce acolo. Dacă vei lăsa lucrurile după prietenii și anturajul lui, se va duce acolo. Singura persoană care trebuie să se opună ești dumneata, tată și mamă. Nu încredința nimănui misiunea de a-ți opri copilul să nu se ducă în locul unde va muri, unde se va distruge, unde va falimenta. Niciun pastor, nicio biserică, nicio școală duminicală, niciun bunic, absolut nimeni nu are responsabilitatea aceasta decât dumneata însuți și însăți. Este un loc unde copilul dumitale nu trebuie să ajungă. Dacă vrei să iasă ceva din copilul acesta, oprește-l să ajungă acolo. Dacă vrei să se teamă de Dumnezeu, oprește-l să ajungă acolo.
Nu te lupta doar să câștigi bani pe care a doua zi îi cheltuiești pe nimic, pe lucrurile vieții. Dacă ai făcut copii, ai primit responsabilitatea să îi oprești să ajungă într-un anumit loc. Avram este un exemplu pentru noi. A fost un om ocupat, a fost un om bogat, a avut mulți angajați, a avut o misiune unică. Din el s-a născut un popor, poporul lui Dumnezeu, și din poporul acesta a ieșit Mesia. Dar omul acesta s-a simțit responsabil față de copilul pe care căruia i-a dat viață. Și a poruncit, a repetat și a insistat: copilul meu să nu ajungă acolo. E un loc unde copilul dumitale nu trebuie să ajungă. Poate să plângă, poate să sune la 911, să nu-l lași să ajungă acolo. Este responsabilitatea dumitale. Oamenii sunt ființe influențabile. De aceea Biblia atrage atenția spunând: tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Tovărășiile rele au influență asupra caracterului care are valori bune. Dar în tovărășia cu oamenii răi, valorile acestea se erodează, ruginesc, se schimbă, se alterează și se îmbină cu murdărie, cu impuritate, cu imoralitate. Nu-ți lăsa copilul în care ai investit, în care ai pus comori și tezauri ceresc, să intre în relație cu oameni care poartă gunoi, care poartă destrăbălare. Nu-i lăsa! Dacă adulții sunt ființe influențabile, copiii cu atât mai mult sunt ființe manipulabile, modelabile. Scriptura spune: învață-l pe copil care pe care trebuie să urmeze. Nu învață-l pe adult. Adulții nu se pretează la educație, ei știu totul. Dacă îi spui unui adult: nu-i bine pe unde mergi, mergi pe partea cealaltă, spune: vezi de treaba ta. Un copil nu spune asta. Un copil e inocent, e fragil, e vulnerabil la educație, e modelabil. De aceea copiii trebuie păziți mult mai mult decât adulții de influențele negative. Pentru că copiii nu au valoarea de sine realizată, numai adulții o au. Ci în copilărie se formează valoarea de sine. Valoarea de sine este vocea interioară, este setul de valori și priorități după care un om își conduce viața. Copilul nu are filtru după care să spună: asta e bine, asta e rău. Tot ce îi se spune să facă, face. Culcă-te la amiază. Nu-i place, dar se culcă. Spune un adult: culcă-te la amiază. Spune: du-te, domne, de aici, că eu n-am timp să mănânc. N-am timp să dorm noaptea, dar ziua. Adultul trece pe manual, își conduce singur viața. Copilul e pe pilot automat. Computerul, adică tata și mama, îi conduc viața. Nu-ți lăsa copilul, nu-i programa viața să ajungă în locul acela, pentru că se va distruge. Și mai apoi vei spune: păi din vina bisericii a ajuns așa, din vina pastorului a ajuns așa, din vina bunicilor a ajuns așa, din vina Americii a ajuns așa. Nu! Avram a știut lucrul acesta și a încercat în toate aspectele vieții să-l crească, să-l educe și să-l țină pe fiul său Isaac într-un mediu în care valorile lui Dumnezeu sunt respectate și promovate. Avram a știut că copilul lui, în inocența specifică copilăriei și tinereții, va fi influențat negativ. De aceea a organizat să trăiască într-un mediu unde sunt reafirmate valorile cerului, valorile lui Dumnezeu. În felul acesta Avram a ajuns la performanța pe care Dumnezeu o remarcă spunând: eu îl cunosc pe Avram și știu că el o să poruncească copiilor săi. Dacă ești tată și mamă, trebuie să-ți păstrezi dreptul să poruncești copiilor. Nu este împotriva psihologiei, nu e împotriva copilului. Poruncește-i copilului. Dacă nu-i vei porunci, dumneata îi va porunci altcineva. Ai calitatea să-i poruncești. În fața lui Dumnezeu, o singură ființă e responsabilă de copil: tata și mama. Bunicii ajută, școala duminicală ajută, biserica ajută, pastorii ajută, vecinii ajută, rudele ajută, dar dumneata ești responsabil. Eu te pot ajuta dacă sunt pe scaunul din dreapta spunând: hei, ai grijă că ești roșu, e roșu. Sau: hei, ai grijă că poți să te avertizezi, să te atenționezi, să te ajut, dar dumneata ești responsabil în fața legii, că ai volanul în mână. Nu da vina pe mine,
dacă nu conduci bine, în timp ce pedala de frână și de accelerație e la dumneata și volanul la fel. Copilul este în casa dumitale, nu e în casa bisericii și nici în casa școlii duminicale. Nu-l lăsa pe copil să ajungă într-un loc în care îl va distruge. Cine îl va distruge? Oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu și care au interese asupra copilului dumitale. Probabil cu privire la dumneata nu are niciun interes. Că deja dumneata știi ce vrei, ai un drum și ai trecut de jumătatea vieții. Dar copilul acesta e generația de mâine. De aceea oamenii aceștia au o țintă, au un target pe acești copii. Pe ei vrea ca să le deturneze direcția și în felul acesta vor face ce vor mâine, după ce că fac ce vor astăzi. Biblia spune, eu știu că Avram are să poruncească fiilor lui și casei lui după ei să țină calea Domnului. Observați ce poruncește Avram copilului lui, să țină calea Domnului. Stimați părinți, aveți astfel de priorități? De ce sunteți așa de toleranți încât să nu le porunciți copiilor să țină calea Domnului? De ce ne medităm copiii dându-le ore de muzică, dar nu ne medităm copiii să le dăm oră de Biblie? M-auziți? Nu trebuie să cunoască Biblia? Numai muzica trebuie să o cunoască? Nu vorbesc împotriva orelor de muzică. Nici vorbă de așa ceva. Vreau să spun altceva. Vreau să vorbesc despre prioritățile noastre. Biblia spune, părinți, porunciți copiilor voștri să țină calea Domnului. Trebuie să devină un imperativ în casele noastre asta. Nu este opțional. Altfel, când se vor face mari, vor rămâne doar cu lucrurile pe care noi le-am insistat. Și vom plânge, dar zadarnică ne va fi durerea și inutilă. Dumnezeu spunea, eu știu că Avram o să poruncească copiilor lui să țină calea Domnului, să facă ce e drept și bine. Ce este drept și bine? Fraților, numai pe pastori interesează de vestimentația fiicelor noastre? Trebuie pastorul să spună cum trebuie să se îmbrace o fată când vine la biserică? Biblia spune că e treaba lui Avram, nu e treaba preotului de la templu. De ce nu stați la ușă să le vedeți când ies? Nu spun lucrurile astea ca să ofensez pe cineva. Spun lucrurile acestea pentru că locul în care sunt și poziția care o am mă obligă să repet cuvintele lui Dumnezeu. Trebuie să ne învățăm copiii. E adevărat, copiii noștri sunt într-o natură slabă, sunt copii, au slăbiciuni, toate sunt adevărate. Dar ce facem cu acest val care ne bagă la fund să ne înnece? Nu o să notăm, nu o să ne agățăm de orice fir de iarbă ca să ne scăpăm viața și casa? Ba da! O să devenim niște victime ale unui sistem destrăbălat și corupt și ateu și evoluționist și senzual? Avram a înțeles că din el iese un popor și din copiii lui care trebuie să devină sfânt, un popor special din care va ieși Mesia. El a știut ce vrea Dumnezeu de la el și de la copiii lui și atunci totul a organizat în funcție de această viziune pe care a primit-o de la Dumnezeu. Și această afirmație să nu duci pe copilul meu acolo, pur și simplu a fost izbitoare pentru mine și de ani de zile este un verset care este greu de sărit din punctul meu de vedere, e greu de depășit. Ce înseamnă să nu duci pe fiul meu acolo? Unde să nu-l duci? Dacă nu-l duci acolo, unde să-l duci? Ce să faci ca să nu-l duci acolo? Sau să nu-l ducă alții? Sau să nu se ducă el? Sunt întrebări pertinente pe care fiecare părinte și le pune. Chiar dacă uneori sunt și părinți mai slabi, și ei își iubesc copiii, și ei nu vor să fie slabi, dar nu pot mai mult, nu sunt învățați și ajutați. De aceea întâlnirile noastre trebuie să conțină instruire, nu numai vorbărie. Dacă la școală ar fi vorbărie, copiii noștri ar muri și n-ar ști niciodată cât fac 1 plus 1. Acolo totul e concret, 1 plus 1 fac 2. Dumnezeu când vine în mijlocul poporului, transmite un mesaj, nu doar vorbește fără să spună nimic. Unde să nu ne ducem copiii? Ce anume îi spune Avram lui Eliezer, acest om înțelept,
căruia el i-a încredințat responsabilitatea să găsească potrivit obiceiului vremii soție pentru copilul lui. Ce anume îi spune? Uitați ce îi spune Avram lui Eliezer pentru fiul său Isaac. 1. Să nu iei pentru Isaac o nevastă dintre fetele cananite din zona aceasta unde noi trăim. Avram venea din Mesopotamia, el acolo a trăit. Dumnezeu s-a descoperit lui Avram printr-o minune, printr-un miracol și i-a spus: omule, vreau să te duci în Canaan. La început nu i-a spus unde. Vreau să te duci în Canaan. Din tine, din familia ta, va ieși un popor. Din poporul acela va ieși Mesia. Înțelegi responsabilitatea ta în fața mea? Și Avram a spus: da, Doamne. Și atunci a spus Dumnezeu: pleacă. Și omul acesta ajunge acum în Canaan. În Canaan găsește multe etnii, multe popoare care aveau altă religie, altă mentalitate de viață, alte tradiții și alte obiceiuri. El primește până la urmă un copil de la Domnul, copilul se face mare, ajunge la vremea să se căsătorească și Avram îl cheamă pe bărbatul acesta înțelept dintre angajații lui și îi spune: omule, te duci înapoi în Mesopotamia și iei o fată de acolo ca soție pentru băiatul meu. Ascultă-mă, să nu cumva să iei o fată de aici, dintre cananence, din zona asta unde eu trăiesc. E ca și cum Dumnezeu ne spune nouă: să nu cumva să luați fete dintre americance ca să vă căsătoriți copiii. Nu, această aplicație eu nu o fac, nu-i valabilă. Dumnezeu nu ne-a spus să nu ne căsătorim cu americance copiii. Asta e problema noastră dacă faceți lucrul ăsta sau nu. Am dat doar un exemplu ca o aplicație practică. Biblia spune: te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului și al pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele de aici. Să nu faci asta. Este interesant să remarcăm că Avram, deși trăia în Canaan, Dumnezeu îi spune să nu iei o fată din locul în care tu trăiești, ci să iei o fată din locul din care ai plecat, din Mesopotamia. De ce? În primul rând, cananiții în mijlocul căruia locuia acum Avram erau sub blestem. Cananiții aceștia se trăgeau dintr-un bărbat care s-a numit Canaan. Acest Canaan a fost nepotul lui Noe. Noe, după ce s-a dat jos cu familia din corabie, a supraviețuit potopului, într-o zi s-a îmbătat. Și omul când se îmbată face prostii. Și una dintre prostiile făcute de Noe când s-a îmbătat e faptul că s-a dezbrăcat pur și simplu de toate hainele și copiii l-au văzut. Unul dintre copii l-a disprețuit. Cunoașteți întâmplarea din Biblie. Noe când s-a trezit a blestemat pe copilul copilului lui pentru indecență și lipsă de respect, adică pe Canaan, și a spus: să fii blestemat, să rămână blestemul peste tine și toți ieșiți din tine să fie blestemați. Ei, Canaan acesta a avut o familie care a devenit o etnie, o seminție, care a devenit un popor. Și e poporul care a populat zona unde a ajuns Avram. Și acum Avram locuia în mijlocul acestor oameni blestemați. Și Dumnezeu îi spune lui lucrul acesta. Și atunci el îi spune angajatului său, care avea responsabilitatea să găsească o fată de soție pentru copilul său: să nu iei fiului meu o fată care este sub blestem, să iei copilului meu o fată care este sub binecuvântare. Dar când un om e sub blestem și când e sub binecuvântare? Răspunsul este simplu. Un om care trăiește în păcat, care nu iese din păcat, care este condus de păcat, care nu poate renunța la păcat. Ce spun oamenii când soția, spre exemplu, îi spune unui bărbat: mă, omule, renunță la alcool? Spune: nu pot. Ce spune un coleg când îi spui: nu mai fuma, mă, nu mai fuma, că-ți cheltui și banii și sănătatea? Spune: nu pot, fratele meu, nu pot. Pur și simplu oamenii nu pot renunța la păcat, păcatul e șeful lor, e domnul lor, îi robește, ei sunt prizonieri. Ei, asta este blestemul, să nu poți face ce trebuie. Să fii așa de legat, așa de robit, încât să nu mai ai dreptul să hotărăști ce faci și ce nu faci. Ăsta-i blestemul, asta-i definiția lui. Ce înseamnă binecuvântare? Binecuvântare înseamnă să te căiești de păcat, să te pocăiești de păcat și prin puterea lui Hristos să te duci la Dumnezeu în numele lui Hristos și El să te ierte și să devii liber de păcat. Dacă vrei să renunți la un păcat, să primești de la Dumnezeu puterea, vorba lui Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. Să primești de la Dumnezeu puterea și să devii liber, să iei decizii care te sfințesc, care te conduc la puritate. Nu doar vii la biserică, așa vii, așa pleci. Și spui: ce să faci, așa sunt eu.
Ce să faci? Așa sunt eu sub blestem. Binecuvântare înseamnă să primești de la Dumnezeu dreptul de a fi liber, de a te hotărî să trăiești în sfințenie tu și casa ta. Oamenii aceștia erau robiți de păcat și Avram spune să nu iei o astfel de fată drept nevastă pentru fiul meu. Nu, nu-mi nenoroci băiatul. Avram a știut că căsătoria este cel mai, nu influențează cel mai mult viața unui om. Întotdeauna spun, mai în glumă, mai în serios, că lumea e condusă de bărbați, dar bărbații sunt conduse de femei. Noi toți știm că soția are multă influență asupra bărbatului. Așa a lăsat-o Dumnezeu să fie, să nu vorbești și de pervertirile vremii de până la noi. O soție și influențează foarte mult bărbatul. Avram a știut asta și a spus, nu pune lângă băiatul meu o femeie rea care e sub blestem, că pur și simplu îl va împiedica să-și atingă scopul și misiunea la care Dumnezeu m-a chemat. Și eu sunt responsabil pentru asta. Eu nu pot să-l las pe fiul meu să se nenorocească. Eu sunt bătrân, eu știu ce mi-a vorbit Dumnezeu. Mă simt responsabil. Cum mă voi duce în fața lui? Mai mult de atât, nu numai că erau sub blestem, erau idolatre și erau oameni răi. Biblia ne spune că Rebeca a zis, m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea de nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acesteia, la ce mai este bună viața? Vorbea despre fete de genul acesta. O altă persoană remarcă același lucru. Exista în cultura lor răutate. Exista în tradiția lor, în obiceiurile lor, în relațiile lor, în personalitatea lor. Și Avram spune, nu, nu o fată de aici. Al doilea lucru. Nu numai că să nu iei o fată de aici, dar să iei o fată din Mesopotamia, însă să nu-l duci pe fiul meu acolo la ea, ci pe ea să o aduci la el. Avram i-a zis să nu cumva să duci pe fiul meu acolo. Observăm faptul că Avram a pus condiții, dar nu condiții de decor, să fie frumoasă. Nici condiții de stare materială, să fie bogată. E ideal, nimeni nu se însoară cu o femeie pe care o vede urâtă, cu o fată pe care o vede urâtă. Fiecare se însoară cu o fată de care îi place, pe care o vede frumoasă. Asta se subînțelege, dar nu intră în prioritățile lui Avram. Nici să fie bogată, evident, ar fi bine să o ducem mai bine, nu mai rău sau mai greu. Dar nu intră în prioritățile lui Avram. Pentru Avram există o singură condiție, una singură. Ia o fată din Mesopotamia, nu de aici, și să nu duci pe copilul meu acolo. Asta e condiția lui Avram. Restul, omul ăsta a avut libertate. Să fie blondă, să fie brunetă, să... Omul ăsta a avut toată libertatea. Avram pune tensiunea și presiunea pe el și lasă pe el să aleagă. Condiția a fost de natură spirituală, nu de natură estetică sau de natură stare materială. Și ce a căutat asta? A găsit? Observați că Avram îl lasă pe Eliezer să se ducă în Mesopotamia, dar nu lasă pe Eliezer să-l ducă pe copilul lui acolo. Și în încheiere vreau să răspund la următoarea întrebare. De ce să nu-l ducă pe copilul lui acolo? Am încercat să răspund de ce să nu-și ia o nevastă de unde trăiesc ei. Și acum încerc să răspund de ce să nu ducă pe copilul lui acolo de unde vrea să aducă o fată copilului lui. În primul rând, acolo era locul de unde Dumnezeu i-a spus lui Avram să plece. Ești din țara ta, ești din rudenia ta, ești din neamul tău și nu du-te, vino în țara pe care ți-o voi arăta. Dumnezeu nu-i spune lui Avram, du-te, ci îi spune vino, pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Avram într-un loc unde Dumnezeu era prezent. Acolo unde Dumnezeu te trimite, îl vei găsi acolo pe Dumnezeu. Când ajungi acolo, el e deja acolo. Mă înțelegi? De aceea să te duci liniștit. Niciodată Dumnezeu nu spune du-te, întotdeauna Dumnezeu spune vino, pentru că în orice loc în care Dumnezeu te trimite, el e prezent. Dumnezeu nu te trimite într-un loc unde El e absent, să fii singur, să fii amărât și să-ți plângi de milă. Nu, Dumnezeu te trimite într-un loc unde este El și cerul deschis cu toate resursele. Să nu te temi, să nu te sperii, cerul este deschis în locul în care Dumnezeu te trimite. Și pentru că Dumnezeu i-a spus lui Avram să plece de acolo și să se ducă în altă parte, Avram a înțeles că el nu se poate întoarce.
El nu poate să se joace cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îi spune nu mai sta în camera asta, Avram niciodată nu se mai întoarce în camera aceea, pentru că e o cameră în care el nu mai poate intra. Avram îl respectă pe Dumnezeu atât de mult încât îi respectă cuvântul. O lume întreagă îl respectă pe Dumnezeu, dar nu îi respectă cuvântul. Toți copiii respectă pe mama, dar nu ascultă. Interesant respect. Toți tinerii îl respectă pe tata, de aia spunea mai vezi babacule de treabă. Interesant respect. Cine respectă pe Dumnezeu, cine respectă pe tata și pe mama, îi ascultă, pentru că dovada respectului este ascultarea. Cum respecti pe cineva dacă nu-l asculți și faci ce vrei? Ăla nu e respect. Principiul lui Avram este următorul: nu rămâne în locul de unde Dumnezeu spune să pleci. Nu sta în locul din care Dumnezeu spune să pleci. Nu practica păcatul din care Dumnezeu spune să ieși. Nu rămâne într-o relație pe care Dumnezeu spune să o rupi. Nu te mai întoarce la stilul de viață din care Dumnezeu ți-a spus să ieși. Nu! Fă ce-ți spune Dumnezeu, pentru că de El îți atârnă fericirea, lungimea vieții și eternitatea. Modelează-ți viața după principiile lui Dumnezeu, nu după principiile lumii. Nu-ți modela familia și viața după lumea asta, nici vorbă. Nu te îmbrăca după lumea asta, nu vorbi după lumea asta, nu accepta principiile acestei lumi. Lumea asta este goală de Dumnezeu, e plină de diavolul. Al doilea motiv pentru care Avram mi-a spus să nu duci pe copilul meu acolo, acolo era ignoranță, idolatrie, păgânism și politeism. Ascultați ce spune Iosua puțin mai târziu. Iosua a zis întregului popor: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, părinții voștri Terah, tatăl lui Avram și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime în cealaltă parte a râului, atenție, și slujeau la dumnezei străini. Asta a făcut tatăl lui Avram și Avram de aici a ieșit. Cum era să-l lase el acum pe fiul lui să se ducă înapoi în idolatrie, când el încerca să-l țină într-un context unde principiile lui Dumnezeu erau respectate și promovate? Avram l-a ferit pe copilul lui să ajungă într-un loc unde idolatria, ateismul, evoluționismul, eu vorbesc acum de forme moderne ca și aplicație practică, ar fi făcut concurență în mintea copilului lui la principiile și valorile pe care el le-a sădit în copilărie. Principiul lui Avram a fost următorul, cel cu numărul 2. Nu trăi în anturajul unor oameni fără Dumnezeu, decât numai dacă școala sau serviciul îți impune asta. Dar ai grijă, nu te baza pe inima ta, că cine se încrede în inima lui, Biblia spune că e un nebun. Nu te încrede. Acceptă faptul că ești o ființă vulnerabilă și fragilă. Să nu crezi că dacă vii la biserică ești imposibil de cucerit. Să nu crezi asta. Poți să-ți deschizi inima la orice lucru dacă nu ești atent. Ține-te departe de pericol. Să nu spui dacă cineva mă lovește cu pumnul, nu o să cad jos. Dar de ce trebuie să te lovească cineva cu pumnul? Dacă cineva trage cu săgeata în mine, nu mă străpunge. Dar de ce trebuie să lași pe cineva să tragă cu săgeata? Dacă stau lângă cineva care are o viață urâtă, pe mine nu mă corupe. Dar de ce trebuie să stai lângă cineva cu o viață urâtă? De ce trebuie să riști? Ține-te departe de un astfel de anturaj. Șterge numele de telefon la oamenii ăștia din telefonul tău în ceea ce privește relațiile personale și de familie. Locul unde Avram a hotărât să trăiască, să-și crească copilul, a fost casa lui Dumnezeu. Avram și-a făcut casa lângă casa lui Dumnezeu, Avram și-a crescut copilul lângă casa lui Dumnezeu și întreaga viața lui Avram se învârte în jurul casei lui Dumnezeu. Pentru Avram a fost un singur loc important: Dumnezeu și casa lui Dumnezeu. Specifică vremea atunci, altarul pe care îl făcea el. El și-a făcut casa lângă altar, nu departe de altar. Oameni buni, dacă puteți, luați-vă o casă, o chirie, un apartament lângă biserică. Pentru că veți ajunge mai repede și pentru că veți fi mai aproape de biserică. Știu că sunt o grămadă de piedici și nu întotdeauna putem să facem tot ce vrem. Pentru că lucrurile astea nu mai depind doar de voință, depind de bani și uneori nu-i avem. Dar în situația în care stăm prea departe, vom avea piedica să ajungem repede, vom avea piedica să ajungem la timp, vom avea piedica să ajungem când este nevoie. Dacă e posibil, roiți în jurul casei lui Dumnezeu. Dacă e posibil, aduceți-vă copiii în jurul casei lui Dumnezeu. Vor veni mai repede la biserică, la serile de instruire, la studii biblice, la rugăciune.
Va fi mai ușor, e mai bine să fii lângă izvor decât departe de izvor. Că dacă ești lângă izvor, întinzi mâna ei și bei. Dacă ești departe, trimiți pe cineva să-ți aducă apă și se întoarce seara. Avram și-a organizat casa în jurul casei lui Dumnezeu. Și-a organizat viața în jurul casei lui Dumnezeu. Morala acestui text și acestei predici este următoarea. Avram a știut că Isaac, copilul lui, e o ființă influențabilă ca toți oamenii și l-a ținut departe de influențele negative. Joseph, Roxana, voi sunteți mari, ați trecut prin viață, sunteți adulți, ați ajuns la un nivel adânc de experiență, ați gustat din multe nani prin care ați trecut. Folosindu-vă toată experiența aceasta pe care o aveți, toate lacrimile pe care le-ați vărsat, toate dezamăgirile pe care le-ați gustat, toate înfrângerile și părerile de rău pentru multe decizii luate în trecut, cu toată această zestre, cu tot ezaurul acesta de experiență, să țineți copiii aceștia care sunt fragili și vulnerabili, departe de acțiunile diavolului. Să-i țineți departe. Aduceți-i aproape de Dumnezeu, pentru că acolo există un izvor curat care va umezi viața lor și care o va binecuvânta. În felul acesta, când veți îmbătrâni, veți avea o bătrânețe liniștită și veți spune ca Domnul când și-a încheiat misiunea, tetelestai, misiune îndeplinită, sau ca Pavel, am păzit, am ascultat, am făcut ce trebuia. Este ziua voastră și a familiei voastre, a copilului vostru, al lui Genesis, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.